cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață. Din deplasare o facem astăzi, suntem la cafea. Asta este dovada. O emisiune făcută din deplasare, că se mai întâmplă și asta când sunt probleme de rezolvat. Astăzi facem încercarea aceasta prin Skype cu câteva subiecte care sunt convins că vor interesa. Titlul emisiunii de astăzi, până când o să reușească Bogdan să o pună, sună cam așa. Să încercăm să înțelegem de ce. Și sunt câteva cazuri care merită discutate. Unul la nivel național, că ne doare pe toți. Altul la nivel local, pentru că realizează dimensiunea unor lucruri care se întâmplă în neam și pe care oamenii nu reușesc să le înțeleagă. De ce? Oricât ne-am învârtit în jurul mămăligii nemțene, întotdeauna cei care țin în mână mestecăul sunt cam aceiași oameni. Cei care mestecă mămăliga pun sarea, pun apa și făina. De ce se întâmplă aceste lucruri? Încercăm așa o scurtă incursiune și ar mai fi și alte chestii pe care le amintim astăzi. Deci, în primul rând, să spunem că la București a început să fie penurie de apă rece. Toți responsabilii din Partidul Național Liberal stau sub dușuri și nu înțeleg ce... Încearcă să înțeleagă ce li se întâmplă. Au făcut rotativa guvernamentală, s-au ocupat în piața Cotrocenilor sub privirea oblăduitoare și a tot suficientă a președintelui Iohannis. Au zis, gata, am rezolvat, i-am rezolvat pe profesori, i-am rezolvat pe elevi de mult, nu mai am, am rezolvat învățământul de mult, dacă i-am rezolvat pe profesori, hai să facem rotativa. Așa au făcut rotativa. După ce au făcut rotativa, liberalii au zis, hai să guvernăm împreună cu domnul Ciolacu, cum a guvernat și el, împreună cu domnul Ciucă. Numai că, vedeți dumneavoastră, domnul Ciolacu a ajuns la butoane, a uitat că liberalii sunt în guvern. A uitat că liberalii ar vrea să conducă și ei. Așa că au zis, știți ce? Mi l-ați spus pe unul abrudan să fie secretar general al guvern, să vină acolo mâna a doua din guvern, hai pa, ca să nu vorbesc despre tirul. Hai pa, nu-l vreau. De ce? Păi nu-l vreau că nu sunt compatibil cu el. Păi cum adică ce? Facem reforma pe compatibilitate, facem mișcarea asta cu guvernul pe compatibilitate? Păi o facem ca așa vrea mușchii mei. Păi totuși, nu ești cu noi împreună? Ba da, dar știți, mi-au zis serviciile că ăsta nu e bun. Și domnul Ciolacu a dat o hotărâre de guvern prin care l-a pus prim-ministru, că el este de fațadă acolo, pe un domn pe care îl cheamă Marian Neacșu. Domnul acesta Marian Neacșu, un băiat bun de altfel, așa, suficient cu... Mare experiență în administrație, experiență dată de foarte multe, mă scuzați, de foarte multe relații pe care le are. Deci domnul Marian Neacșu, prin hotărâre de guvern, a primit împuternicirea de a viza toate hotărârile, toate legile care țin de bani publici. De alocări bugetare. Nu mai face asta ministrul de finanțe, adică domnul Boloș, că nu mai e de ministrul de finanțe de la PSD, a trecut la PNL. Deși gurile rele spun că Boloș nu este nici la PNL, nici la PSD, este în același loc cu Marian Neacșu. Da, mai știm noi acum cum stau lucrurile. Deci, una peste alta, liberalii s-au trezit din pumn și au văzut că se duce guvernarea, partea care îi interesează pe ei, aia cu bănuții. Degeaba i-au dat deoparte pe udemeriști, pentru că PSD-ul a pus piciorul în prag și le arată liberalilor cum e să fii în guvern, dar în opoziție.
Rareș Bogdan, care ne-a obișnuit deja să mârâie pe la colțuri, a zis, nu vom ceda. N-au cedat, niciodată n-au cedat. Din ce a zis Rareș Bogdan, niciodată nu s-a înțeles nimic. Deci ne așteptăm în curând să se întâmple ceea ce prevesteam pe acest post, că liberalii vor căuta, dacă nu vor primi satisfacție, un pretext să-i lase singur la guvernare pe cei din PSD. Acum, să nu credeți că Ciolacu chiar nu știe cine este Abrudan. Abrudan este omul lui Boc. Boc este omul, cu este omul Boc, acu este omul Boc. Hai, vă aduceți aminte, un pic de exercițiu. Domnul Boc este omul. Este omul. A, unii o să spună, domnule, este omul cu coasa. Dar nu-i chiar așa. Cineva spune și că Boloș e de la mănăstire. La mănăstirea e în pădure, domnule, nu uita. Și că e tuns în monahism. Așa o fi. Iar el ne tunde pe noi. Asta e. Dar cam aici se joacă lucrurile la București. PSD-ul a pus PNL-ul la locul pe care consideră că îl merită, adică să fie acolo, să fie, să asiste, dar să nu participe. Asta e. Acum, un subiect care ar trebui să facă deliciul presei memțene, dar care nu se bucură de o foarte mare atenție. Și anume, revenirea printr-o hotărâre judecătorească, care încă nu e pusă în aplicare, dar trebuie să fie pusă în aplicare, a Cristinei Povăluță la DGASPC. O să spuneți, domne, femeia asta s-a bătut și a câștigat dreptatea în instanță pentru că a fost nedreptățită de marele tâlhar, marele, cum se spune eu, așa numit Ionel Arsene, care în nemernicia sa, în răutatea sa, a dat-o afară pe această doamnă, întrerupându-i un mandat glorios în fruntea de GHSPC-ului. Până într-un anumit punct, lucrurile stau așa. Ionel Arsene a dat-o afară. Dar problema pe care ar trebui noi, nemțenii, să ne o reamintim, ar fi de ce s-a ajuns ca doamna Păvăluță să poată fi dat afară de Ionel Arsene, în condițiile în care Ionel Arsene a colaborat intens cu avantaje reciproce pentru Ionel Arsene, Cristina Păvăluță și evident pentru nemțeni, în activitatea de GHSPC-ului, în condițiile în care Ionel Arsene l-a avut în dreapta, în stânga, în mijloc, unde vreți dumneavoastră, a tatălui, pe Dan Vasile Constantin, omul care se identifică până într-un anumit punct, cu tot ce înseamnă politică nemțeană, la vedere, mai ascunsă, mai sub șorț, mai pe lângă șorț, mai compusături de ace, de băți băgat prin gard, prin... Na. Adică Dan Vasile Constantin. Dan Vasile Constantin, care este partenerul de viață al Cristinei Povăluță, cel puțin așa se spune. Ei, de ce s-a ajuns la această ceartă în raiul administrației publice locale și al politicii locale? Pentru că să nu uităm ce spunea Dan Vasile Constantin, executat și Ionel Arsene la Spitalul Județean și nu numai. Ce spunea Dan Constantin era literă de lege în multe cazuri. Și atunci de ce? Păi, trecem peste cearta dintre zeii locali și să ne aducem aminte. Cristina Păvăluță, șefa de GHSPC Neamț, a fost declarată în incompatibilitate pentru că era membru în Consiliul de Administrație al Parking Exa. Parking Exa. Păi țineți minte, parking-ul aia, parcările. Da? Era membru în Consiliul de Administrație al Parking Exa și era și director general la Administrația Generală de GHSPC. În calitate de membru în Consiliul de Administrație, probabil că ar fi trebuit să vadă că DGASPC-ul pe care îl conducea a încheiat un contract cu o societate administrată de Laurențiu Lamă, care acum este director adjunct la DGASPC Neamț,
atunci era director la Parking SA. Ca să vedeți cum se mișcă lucrurile. Deci, ia director, ia director, ia director, dă o lucrare la o firmă a lui director la parking, da, director și de firmă particulară. Și de aici Ani a zis că, bă, nu e bine. Noi, dacă a zis Ani că nu e bine, putem să zicem altceva? Nu putem să zicem altceva. Numai că doamna Păvăluță, declarată incompatibilă, a primit o decizie printr-o hotărâre la vremea respectivă, cum că ar trebui să părăsească funcția. Cine a menținut-o 2 ani și 11 luni pe funcție? Din câte știu eu, 2 ani și 11 luni pe funcție, a menținut-o Consiliul Județean, care era la degetul mic, de la piciorul stâng, al lui Ionel Arsene, sau drept, mă rog, dar el e stâng, e social-democrat. Deci, ea a fost menținută pe funcție din această cauză. Când zeii s-au certat, mai mari sau mai mici zeii nemțeni, s-au certat, când planetele erau aliniate în așa fel încât zodia lui Arsene era, îi spunea, zodiacul lui Arsene îi spunea că trebuie să pregătească, să învețe limba italiană, să-și facă o firmă în Italia și să se pregătească pentru o emigrare legală acolo. Deci, ei s-au certat. Probabil cineva din zona pădurilor tutelare i-a spus lui Dan Constantin, vezi că ăia din pădure care îl țin pe Arsene nu mai au puterea care o aveau și ai grijă ce faci. E, și s-au întâmplat lucrurile astea. Dar doamna Păvăluță a rămas șomeră după? Nu. Doamna Păvăluță a ajuns pe postul de consilier, mi se pare chiar ceva pe la cancelarea, o perioadă pe la cancelarea primarului de Piatra Neamț, Andrei Carabelea. Ea practic a fost recuperată de sistem, i s-a dat un loc de muncă, pentru că omul chiar se pricepe la asistență socială. Și a fost recuperat acolo, între timp a dat în judecată, a câștigat și cere să le fie pusă în funcție. Da. Chiar fi să ne mai amintim câte ceva apropo de personaje. Domnul Laurențiu Dulamă, când PSD-ul a venit la un moment dat la putere, pe cine credeți că a angajat la parking de sa pe o funcție ca să-i dea un salar, că la serviciu a ajuns când a ajuns? Pe domnul Dan Vasile Constantin. Pe o funcție foarte interesantă, ceva cu dezvoltare, cu personal. Adică exact ce avea nevoie parking-ul, care avea mai mulți membri în CA, Consiliul de Administrație și în Comisia de Cenzor, decât angajați. Deci, ați înțeles? Domnul Laurențiu i-a dat o pâine intermediară, că pâine albă era în altă parte la Dan Vasile Constantin, i-a dat o pâine la vremuri de restriște, nu știm pentru care, și l-a ținut acolo. Când s-au schimbat vremurile, i-a tăiat contractul de 8 ore și a făcut unul de 2 ore, dar cu o sumă frumușică, adică, hai să spunem, de pâine de secară, dar din aia coaptă, făcută cu maia. Și l-a mai ținut acolo până când a scris mesagerul că, domne, nu prea știm când vine la serviciu. Deci, i-a întins o mână de ajutor. Când domnul Amedeo Dulamă a negociat cu succes cu domnul Arsene, bine, trecem peste episodul că a fost dat afară de domnul Arsene la un moment dat și din funcție și din consiliu, i-a luat și mașina, i-a luat și biroul. Așa, deci, când a negociat cu Arsene majoritatea în Consiliul Județean, unde credeți că i s-a dat un serviciu punișor? Pâine intermediară spre alb, așa, domnului Laurențiu Dulamă. La DGSPC. Cine era director la DGSPC atunci? Doamna Păvăluță. Așa stau lucrurile, oameni buni. De asta e bine să înțelegeți că, indiferent când vă auziți vreodată despre unul că a fost dat afară, că Ani a venit, a intervenit și l-a executat, nu va fi pierdut de sistem. Oamenii care sunt în sistem sunt recuperați întotdeauna. Primari,
au venit anii și le-a spus, bă, au greșit. Au greșit, incompatibilitate. Avem vreo trei cazuri în neamț, dacă mă înșel. Bornești, Agapia, mai sunt. Ce s-a întâmplat cu primarii respectivi? Au plecat din primărie? Nu. Au fost puși de sistem în postul de consilier al primarului, care consilia din biroul primarului. Primarul stătea pe hol sau la o masă într-un colț și consilierul primarului îi spunea ce trebuie să facă. De ce? Pentru că sistemul avea grijă întotdeauna ca primarul să pună numai fraieri în jurul lui care să nu știe ce să facă. Să fie indispensabil. Știți cum e cu indispensabilii? Indiferent cât îi porți, indiferent cât îți demurdari, indiferent cât, îi speli și e din nou. Așa și cu aceste personaje. Sunt indispensabile. Și sunt atât de pricepute în ceea ce fac, încât nimic, nicio lege, nimeni nu-i poate da jos. Și aici avem și cazul celălalt, al principalului indispensabil din neamț, Ionel Arsene. Ionel Arsene, judecat, condamnat, adulat în adunarea prin care domnul Harpa a fost numit urmașul lui de drept la PSD, aplaudat de domnul Ciolacu, aplaudat de domnul Marian Neacșu, aplaudat de cei din sală la îndemnul celor de la București. Deci, domnul Ionel Arsene acum pare să fie și el reciclat de sistem. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a acceptat cum se cheamă, recurs în anulare sau cum se chema, că niciodată n-am fost tare la chestiile astea, și lui și procurorilor care l-au trimis în judecată. Așa că să nu vă mirați dacă prin septembrie asistăm la o decizie ciudată, democratică, legală, texte de lege în spate, cum că undeva în acest dosar există o hibă de procedură și el ar trebui rejudecat. Dacă se întâmplă asta chiar la primul termen, magistrații din Italia nu vor mai trebui să aștepte să judece dacă recursul făcut de statul român, apropo de Ionel Arsene, dacă să fie sau nu extradat. Pentru că el va veni singur, fiind în rejudecare, de exemplu, ar putea să vină singur să-și reia biroul, exact așa cum a făcut-o Cristina Păvăluță. Și va fi interesant atunci să vedem dacă îl va lua din nou consilier pe Dan Vasile Constantin și când va colabora cu Cristina Păvăluță la DGA SPC. Așa e la noi. Ne oprim aici. Vă doresc o zi frumoasă, să fiți iubiți, să fiți sănătoși, să ne vedem cu bine la emisiunea următoare.